Ambasadorul României la Washington, George Mayer, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe să ofere explicații despre declarațiile făcute pe tema scrisorii trimise de avocatului Donald Trump, Rudolf Giuliani. Este uh, o scrisoare venită din zona pur privată. Uh, domnul Giuliani este un comentator uh, abonat la unele dintre televiziunile americane, uh, uneori extrem de uh, interesant prin pozițiile sale mai excentrice. Domnia sa poate să o facă așa cum a și făcut-o, dar ar fi bine să se informeze mai corect. Reacția Ministerului de Externe a venit prompt printr-un comunicat în care ambasadorul este invitat să clarifice declarația făcută. Domnul ambasador George Maior a avut o poziție care nu a fost aprobată la nivelul central al MAE sau al Guvernului și nu reprezintă poziția Ministerului Afacerilor Externe. Un ambasador al României ar trebui să fie preocupat ca în conformitate cu Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice să reprezintă reprezinte întotdeauna interesele statului român în statul în care este acreditat. Rolul domniei sale este de a promova interesul național, așa cum decurge el, din consensul la nivel instituțional și să se abțină de la declarații publice de natură să afecteze negativ relațiile bilaterale cu alte state. Reamintim că liniile de acțiune ale ambasadorilor sunt agreate la nivelul instituțiilor din România și orice abatere va atrage răspunderea acestora conform procedurilor în vigoare, a precizat Ministerul Afacerilor Externe. George Maior este ambasadorul României în Statele Unite din anul 2015. A pus senator din partea Partidului Social Democrat, iar între 2006 și 2015 a fost directorul Serviciului Român de Informații. Rudolf Giuliani, avocatul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a transmis o scrisoare președintelui Claus Iohannis și altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor încheiate între mai multe instituții publice și Serviciul Român de Informații și stoparea presiunilor asupra judecătorilor.